Marina Minoiu este balerină la Teatrul Regal din Copenhaga. A ajuns aici în urmă cu 4 ani, hotărâtă să continue tot ceea ce nu mai putea face la Opera Națională București. În străinătate a luat-o de la zero, dar drumul pare mult mai ușor atunci când lucrurile sunt făcute cu o pasiune pe care a avut-o de când era mică. Mergeam la orele de balet ca un hobby. Și întotdeauna când venea ziua respectivă, colegii mei erau terorizați că eu mă duc la balet, știau tot. Și am avut o prietenă care mi-a zis la un moment dat: te rog eu frumos, astăzi nu mai vorbești despre balet, e bine. Dar, da, adică înainte de balet mi-a plăcut foarte mult să mă duc la atletism, la volei, contează pasiunea pe care o ai către dans, pentru că e o meserie scurtă și dacă nu vrei să... adică nu vrei să-ți scoți cei mai buni din tine și din meseria asta pentru tine, ești undeva... Cât poate să iasă un balerin la pensie? 40 de ani? În Danemarca la 40, da. La 40? Da. Deci, practic, ai mai avea 11 ani. Da, depinde de corpul fiecăruia, depinde ce vrei să faci după asta, adică nu e că 40 de ani și gata, ai terminat, știi? Sunt ramuri pe care poți să le urmezi. Ce vrei să faci în următorii 11 ani? Încă vreau să mai dansez, să explorez, să... Îmi depășesc eu niște limite ale mele și să ajung unde îmi doresc. Și în același timp să studiez pentru ceea ce vreau să fac după ce termin de dansat. Și sunt foarte atrasă de partea de a da mai departe informațiile pe care le-am obținut în cariera mea și mai ales către cei tineri. Bine, visul meu este să avem o școală aici în România. Te vei reîntoarce acasă? Vrei să faci asta? Pentru asta, da. E un mit că o balerină trebuie să mănânce foarte, foarte puțin? Nu. Nu este un mit, dar este un... e fals. Nu este adevărat. Deci nu? Nu. Am avut plăcerea de a-l cunoaște cât a fost Johan aici, pe Patrick Rump. Este un trainer specializat în dans. Este incredibil cât poate fi schimbat corpul uman, cât poți să-ți schimbi mentalitatea ta cu tine, cum trebuie să mănânci ca să faci față unei zi de lucru normale, dar la un nivel foarte intens. Sunt lucruri care, într-o primă fază, sunt: a, păi eu nu să mănânc o farfurie întreagă de mâncare, că eu sunt balerină și eu trebuie să mănânc atât. Și el vine și spune: păi da, e greșit, pentru că dacă tu nu-ți aduci aportul suficient de proteine, de legume, de carbohidrați și mai departe, tu nu o să reușești să îți menții programul. Drept urmare, am avut zile în sala de gimnastică pe care o avem în teatru, asta în condiția în care am avut un program timp de 3 luni de zile în fiecare zi. Deci după repetiții, după spectacol sau înainte de spectacol, mă duceam și îmi făceam programul meu. Și am avut zile în care, dacă mi-am neglijat porția de mâncare sau porția de proteine sau somnul sau... am stat în mijlocul sălii de gimnastice și plângeam. Că nu pot, eu nu puteam să mai ridic mai mult. Dacă ne-am referit la mâncare, cum e bucătăria daneză? Slăbiciunea mea pentru bucătăria daneză o reprezintă patiseriile daneze, care sunt absolut delicioase, au rețetele lor, nu știu ce pun, folosesc foarte mult unt, ciocolată, totul e foarte dulce, totul e foarte bun. Deci când intri într-o patiserie în Copenhaga, trebuie să ai grijă. Dar altfel ei mănâncă destul de, poate nu ca noi, dar similar. De exemplu, de Crăciun sunt mari iubitori de carne de porc, dar în același timp, partea asta de vegan și de vegetariani au comunitatea lor, adică acolo poți să ai orice stil de viață și de mâncare vrei, pentru că îți vei găsi raionul tău. Da. 20 ianuarie, Teatrul Național București, sala mare, ora 20. Revin în țară, Marina, nu? Pentru această gală de balet Carmen Silva. Da, revin și revin cu mare bucurie, mai ales că este un proiect inițiat de sora mea, Alice Minoiu. Și este al doilea proiect pe care l-a gândit și l-a realizat. Anul trecut a fost în spatele spectacolului Regal de Balet, care s-a ținut tot la Teatrul Național și a avut succes. Acum, a doua ediție este un omagiu adus reginei noastre, Carmen Silva,
Și țin minte că mi-a trimis prezentarea prima oară, am citit și n-am știut de cine e scris. Mi s-a părut, wow, zic, wow, cineva care scrie să-mi bine dansul, așa frumos, poezie, cu natură, cu romantism, cu regina, cu... Și zic, Alice, cine a scris asta? Eu, zic. Și zic, felicitări. Adică să poată să facă așa ceva și... Afișul e foarte frumos, dar ce în spatele afișului numai Alice și echipa care se ocupă știe câtă muncă e, mai ales la noi în țară, cât de dificil e să găsești sponsori sau sprijinul necesar. Iar mie mi se pare extraordinar și sper ca proiectele de genul acesta să fie doar un exemplu către publicul tânăr și nu numai, sau către generațiile următoare care vor să valorifice cultura românească. Pentru că, da, Carmen Silva a scris poezia, a fost iubitoarea artei și să îmbine asta cu dansul și să... Chiar mi s-a părut ceva foarte, foarte frumos.